Salutare! În episodul de astăzi vom face o călătorie în 4 țări în jumătate de oră. Mulțumesc că mi-ai stricat vlogul. Heineken a lansat în această seară Bars of the World, un bar ce sfidează granițele și te poartă într-o călătorie prin 4 țări. Am ajuns așadar prima dată în jungla amazoniană a Braziliei, acolo unde am primit câteva trucuri de supraviețuire. Păi, dar nu supraviețuiesc eu. Am umbrelă, am tot ce trebuie. Bine ați venit în junglă. Fii atent, ce faci dacă ești în junglă? Vezi, uite, mă ajut. Și te întâlnești cu un șarpe anaconda. Ce faci? În afară, îi dai bună ziua, vorbești cu el. Îi spui cum te cheamă? Exit. Nu știu, te depărtezi ușor. Nu fugi așa, dacă fugi te percepe ca pradă și vine după tine. Tu dai așa ușor, te uiți, vezi dacă se uită la tine, dacă nu. Dacă se uită la tine, e nasol, dar mai scoate și limba ăla aici. Ce mai nasol? Exact. Dar ce faci dacă te prinde și te încolăcești? Stai acolo, dumite, nu știu. E un răspuns aproape corect. Bă, nu e corect, nu? Vezi că te-am învățat în 5 minute? Nu trebuie să te lișești, dai în el, dai, te agiți. Te lupți cu el, îl muști cât poți de tare. Și încerci să respiri cât mai puțin, că dacă te simte că respiri puternic, te strânge că stai să faci, știi? Îl muști. De cât timp stai? Cum am ajuns? De 3 minute, am învățat, gata. Am încercat apoi să identific cât mai multe fructe exotice și mi-am turnat singur berea în pahar cu ajutorul noului dozator Blade. Așa să nu văd, mă simt ca Vlad Grigorescu aici, mentalist. Hop. Mango, ăsta e simplu, ăsta e mango. Da, poți să-l lași acolo. Este de pe toate. Mango number 5. Ia să vedem. Asta știu, asta, că am acum, aflat, este ananas. Da. Abacaxi. Așa zice? Da. Abacaxi. Ananas, fructul meu preferat. Pepino. Ia să vedem. Ai, pepene, nu? Nu e pepene. Nu e pepene, nu? Este pus aici la derută. E, de fapt, un pepene mai micuț, așa. Adică e ăsta, nu? Pepene galben cu pară. Ce tare! Pepină, da, corect. Așa. Coco. Nucă de cocos. Care unde este? Cum o văd? Uite, uite aici. Aici, nucă de cocos. Bun, mai avem două aici. Pitaia. Asta trebuie să fie asta. Da, super. Fructul dragonului, da? Ce tare este. Daenerys ar fi mândră. Și ultimul? Fisalis. Ultimul care a mai rămas. Asta ar trebui să fie sau asta? Asta? Ah, dar asta sunt și la noi. Asta e fructul pasiunii. A venit și Andy Moisescu la un moment dat și s-a minunat de brățările mele. Este turpa astea, le mai dai vreodată jos de pe mână? Da, pe 3 noiembrie. A, în fiecare an le dai pe alea jos dintr-un an? Da. Și la atât ai fost într-un an de zile? Da, anul ăsta. Bine, a avut sunt și dublări. 21, le-am numărat acum câteva minute. Are și dubluri. Fai de capul meu. Nu-s dubluri. Nu stai, da, de la Depeche Mode, stai de la Wake. Stai, mă, și cu Andy aici, dacă tot. Urmat apoi călătoria în Japonia, acolo unde am învățat în sfârșit să folosesc și eu bețișoarele. Ok, first. You have to keep your chopstick here with the fingers. Okay. Why we have to keep here? To make them to be sure that they are together. Okay. And we here we have three fingers, you see? We keep them like this. More, I think for you it's more easy to keep down. Yes, like this. And now we have two fingers here. Look, you see? Try to keep them like a, when you keep the bands, when you keep the band, you try to keep them like this also. And this finger we keep here. Okay, something like this. Yes, and when we move only this fingers on the up one and down, move down only up, the down, get them to be stretched because we will keep the foot here. Like this. Yes. And now please try your orders. Like this. Yes! I did it! Yes!
gustat o bere Heineken produsă în Japonia. Un etaj mai sus mă aștepta o călătorie în Islanda, din păcate însă doar în realitate virtuală. Recunosc însă că a fost foarte distractiv să urmăresc aurora boreală cu o sticlă virtuală de Heineken în mână. Aici îl lovește. Ia. Așa. Du-te. Be free. Be free. Nu-i problemă. Ai atins? S-a auzit? Ia. Perfect. Ultima destinație a fost, bineînțeles, Olanda, țara de origine a berii Heineken, acolo unde am dat evident de biciclete și de un DJ. Nu, n-a fost Armin van Buuren, din păcate. Am socializat, am mai ciocnit o bere cu Andy și ne-am bucurat de privirea superbă de pe terasă, în lipsa furtunii ce n-a mai venit. Singura constantă a acestei seri a fost gustul berii, care, indiferent de țara de origine, a fost același ca în toate cele 192 de țări în care este produsă berea Heineken. Țin să menționez că acest episod nu a fost sponsorizat de Heineken, deși eu chiar sunt fan acestei băuturi, ce-i drept mai mult Chuck Radler din grupul lor. Dar a fost o experiență foarte, foarte faină aici și chiar vă invit și pe voi să vă înscrieți pe platforma pe care o să găsiți pe pagina Heineken sau în descriere la mine, să veniți să experimentați toată această poveste prin care v-am trecut și eu până acum și să descoperiți același gust Heineken ca în 192 de țări. Cam atât de aici. Și cu episodul acesta, acestea zi înfise, ne vedem mâine. Pa! Doamna și domnul, vă prezint frigărui de rechin aici în România. Este absolut incomensurabil, ca să zic așa, gustul de lămâie. Vedeți aici lămâie plus rechin.